Aiudul este un municipiu presărat de istorie și cultură. Pe lângă aceste lucruri, nici sportul nu este de neglijat. Municipiul găzduiește două echipe de fotbal care evoluează în Liga a patra, însă din cauza politicilor post-decembriste trebuie să împartă Arena Metalul din Aiud. Arena Metalul Aiud, locul unde astăzi evoluează atât aparținătoarea de drept a stadionului Metalul Aiud, cât și formația Olimpia Aiud, care este patronată de sindicaliștii fabricii de beton din municipiu. Vă invit să privim puțin în timp. Arena Metalul datează din anul 1919. A aparținut unor iubitori de fotbal care, pe lângă terenul de fotbal propriu-zis, au mai amenajat alte două terenuri de tenis, o popicărie și un chioșc. Pe Arena Metalul își desfășura meciurile Clubul de Gimnastică Aiud, cunoscut sub numele de NTK, susținut de meseriași aiudeni ai acelor vremuri. În anul 1922 se construiește tribuna de lemn care a rezistat până în zi de azi. Tot pe această arenă, formația Metalul a evoluat în anii 80, în al doilea eșalon fotbalistic din țară, aducând în tribune mii de oameni, după ce la mijlocul anilor 70 complexul a fost dotat cu o tribună de beton acoperită. Lăsăm istoria la o parte și probabil vă întrebați de ce dedicăm acest material unei arene de fotbal din județul Alba, pentru că acest complex istoric este pe cale să fie demolat. Odată cu intrarea în faliment a societății metalurgice, arena a fost scoasă la vânzare. Stadionul a fost cumpărat de un fost secretar de stat în Ministerul Industriilor și Comerțului. Se așteaptă ca terenul să fie demolat, urmând ca în loc de fotbal aiudenii să primească alimentară. Actualmente la stadion nu mai există curent, apă și gaz, utilitățile fiind sistate de către proprietar. Pe vremuri, complexul găzduia sală de forță, camere de cantonament și saună. Astăzi găzduiește buruieni. După fiecare meci, jucătorii, murdari de noroi, se urcă în mașini și pleacă acasă pentru un duș cald. Planurile de distrugere a stadionului au fost făcute, însă din cauza crizei financiare, complexul nu poate fi dărâmat. Și pentru a fi demolat, trebuie alt stadion în locul acestuia. Lucrările noului stadion au fost începute unde altundeva decât la baza amărâților de la Olimpia. Aceștia se deplasează pe stadionul rivalilor și sunt luați la mișto, urmând să le fie luată și casa, fiind bine cunoscut faptul că până și primăria din Aiud iubește mai mult formația Metalul. Și iată încă un exemplu că sportul nu mai are viitor în România. O arenă istorică a fost cumpărată de un fost politician cu câteva sute de mii de euro, pe când doar terenul pe care este amplasat complexul valorează aproximativ 2 milioane de euro. Pe vremuri pentru ei era stadion istoric, iar astăzi pentru voi e bun valoric.